celebra ordonanță privind măsurile fiscal-bugetare. Nu este o ordonanță austerității. Introducem facilități fiscale precum anularea restanțelor la buget și pentru firme, dar și pentru persoane fizice. Însă doar dacă respectă anumite condiții privind plata datoriilor. În premieră venim și cu bonificații pentru contribuabilii corecți cu taxele la zi. Sigur că ne dorim și eficientizarea cheltuielilor publice. Eu și Guvernul României nu putem să asistăm cum se toacă banul public pe cheltuieli inutile. Decență în administrarea banilor țării nu face rău nimănui. Cred că este o dovadă de decență, nici de cum o apocalipsă.